16 apartamente, dintre care unul distrus complet dintr-un bloc din Vatra Dornei, au fost afectate în urma exploziei unei butelii. Au fost distruse ușile de la intrare, tocurile, tencuiala. De asemenea, au mai fost avariate și două autoturisme care erau parcate lângă bloc. O femeie în vârstă de 79 de ani a suferit arsuri minore la nivelul mâinilor și pe față. Aceasta a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la spital pentru investigații suplimentare. În urma exploziei, o ușă metalică de la intrarea unui apartament de la etajul 2 a fost deformată, iar în interior a rămas blocat proprietarul. Salvatorii au deblocat ușa și l-au eliberat pe bărbat. O explozie puternică a avut loc în această dimineață la un apartament dintr-un bloc de locuințe din municipiul Vatra Dornei. Am intervenit la fața locului cu două autospeciale de stingere și cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Evenimentul produs din cauza unei butelii de aragaz nu a fost urmat de incendiu, iar în urma lui o femeie în vârstă de 79 de ani a suferit arsuri minore la nivelul mâinilor și pe față. Aceasta, conștientă și cooperantă, a fost preluată de către echipajul medical și transportată la spital pentru investigații suplimentare. De asemenea, în urma exploziei, o ușă metalică de la intrarea unui apartament de la etajul al doilea a fost deformată, iar în interior a rămas blocat proprietarul. Colegii mei, cu accesorii pentru descarcerare, au deblocat ușa și au eliberat persoana care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. În urma cercetărilor au fost identificate 19 apartamente afectate și, de asemenea, 3 autoturisme parcate lângă bloc care au fost avariate la nivelul geamurilor. Maior Alin Găleată, purtător de cuvânt, ISO Suceava.